vreme ați putut vedea câțiva butuci, full încărcați. Aici în față avem un butuc negru, fragă neagră și uitați, de aici cred că fac câteva găleți. Nu știu dacă surprinde foarte bine camera, că am legat via și începând de acolo, full, efectiv, pe jos, aici, uitați în partea asta, foarte, foarte încărcată în acest an. Și ascunsă. Ia uitați ce e în partea asta, vă dați seama? Nu pot acum surprinde chiar toată via, dar fiecare butuc este full, încărcat la maxim. Asta este via foarte bătrână, are peste 100 de ani. Acum ați avut ocazia să vedeți cum arată via de vin la începutul lunii iulie. În urmă cu două zile am legat-o. Asta este jumătatea de acolo, de la mijlocul bucății până acasă. Și de unde este acel loc până la în livadă, unde am fântână acolo, este altă jumătate. Și așa arată ea, legată, prezată, prăjită, se spune pe românește. Ați văzut de la atâtea ploi ce repede crește bureana. Am eliminat-o cât de cât acolo unde, între butuci, unde se poate vedea. Asta e valabil pentru toate rândurile. O să acționez cu sapa manuală, pentru că n-ai cum să bagi motosapa chiar acolo, cu frezele. Acum când mai plouă, umiditatea se duce la rădăcină, se mai dezvoltă strugurii. Posibil să o mai fac luna viitoare, dacă nu în luna septembrie, până în cules și cu asta basta. A fost ceva de muncă, nu este ușor pentru că am ceva vie. Toată operațiunea m-a luat în jur de 2 ore. Așa lejer. Bun, cam atât și cu acest clip. Până data viitoare vă salut, vă doresc spor la treburi, recolte cât mai bogate. Numai bine!